China amenință Taiwan cu războiul. Tensiunile dintre aceste două țări au crescut semnificativ. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre o problemă importantă și actuală. Aflăm secretul din spatele conflictului dintre China și Taiwan, aflăm de ce este America implicată și care sunt adevăratele interese, care este miza, de ce aceste două mari puteri duc o luptă, între ghilimele, pentru o insulă de doar 36.000 de kilometri pătrați. Vom discuta despre această situație într-un mod simplu și ușor de înțeles, nu trebuie să fii expert pentru a urmări acest vlog, așadar rămâneți până la final pentru că o să vin și cu posibile scenarii care ar putea schimba cursul istoriei. Nu uitați să dați un like acestui video și să vă abonați la canalul de YouTube, este gratis și mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Vizionare plăcută! So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked? Yes, we have a commitment to do that. În ultimii ani, tensiunile dintre cele două țări au crescut, iar China a început să-și manifeste intențiile de reunificare cu Taiwanul prin orice mijloace necesare. În acest context, Statele Unite a devenit un aliat important pentru Taiwan, oferind sprijin militar și politic constant. Există mai multe motive pentru implicarea Americii în această problemă. Primul motiv este legat de securitatea națională. China este văzută ca o amenințare la adresa intereselor americane în Asia, iar implicarea Americii în problemele din regiune poate fi văzută ca o modalitate de a contracara această amenințare. Al doilea motiv este legat de valorile democratice ale Americii. Taiwanul este o democrație stabilă și prosperă, iar Statele Unite vede această țară ca un exemplu al valorilor democratice din regiune. Cu toate acestea, implicarea Americii în această problemă este un subiect sensibil, iar China critică, a criticat în mod constant această implicare, acuzând Statele Unite că încalcă suveranitatea. Situația politică dintre China și Taiwan este una complexă și nu poate fi redusă la o singură cauză sau un singur motiv. Există mai multe motive pentru care China consideră Taiwan ca fiind o problemă importantă și caută în continuare să-și extindă controlul asupra insulei. Dar despre implicarea Americii și interesele reale o să discutăm puțin mai târziu. Acum vreau să lămurim un lucru, legătura dintre China și Taiwan, pentru că foarte multă lume încă face o confuzie între aceste două țări, în sensul că vede Taiwanul ca parte a Chinei, iar în realitate lucrurile nu stau chiar așa și o să încerc să explic de ce China crede că Taiwanul îi aparține. Dar pentru asta trebuie să ne întoarcem puțin în timp pentru a înțelege exact cum vede China lucrurile și cum văd cei de aici din Taiwan această situație. Toată lumea dă exemplu sau compară situația de aici cu cea de lângă România. Total greșit, un lucru să fie clar. China nu este Rusia, iar Taiwan nu este Ucraina. Dacă China atacă Taiwan, lucrurile vor fi mult mai complicate dacă e să comparăm cu situația actuală din Ucraina. Pentru China, unificarea cu Taiwan este o problemă teritorială și de suveranitate foarte importantă, care datează încă din 1949, de la sfârșitul războiului civil din China. Deși au trecut peste 70 de ani de atunci, China continuă să considere Taiwanul ca fiind parte inalienabilă a teritoriului său. Beijingul consideră că separarea Taiwanului de China reprezintă o amenințare la adresa integrității teritoriale și a suveranității naționale. În același timp, China consideră că suveranitatea sa asupra Taiwanului este garantată de un principiu pe care îl adoptă, și anume o țară, două sisteme, care a fost aplicat și în cazul celor din Hong Kong și Macao. Pentru a-și realiza obiectivul de reunificare, China a folosit diverse mijloace, inclusiv presiunea diplomatică, economică și militară. Beijing refuză să recunoască legitimitatea guvernului din Taiwan, pe lângă asta, încurajează și alte țări să facă același lucru. În același timp, China a continuat să își dezvolte capacitățile militare și a organizat exerciții militare în apropierea Taiwanului. A avertizat în repetate rânduri Taiwanul să nu încerce să-și declare independența și a amenințat că va folosi forța dacă va fi nevoie pentru a reuni Taiwanul cu China. Dar pentru a înțelege mult mai bine cum stau lucrurile, am să vin cu câteva secunde de context istoric și politic. După înfrângerea regimului nazist în cel de-al doilea război mondial, China și-a recuperat Taiwanul de la japonez, care ocupase insula în urma războiului chino-japonez între anii 1894-1895. Taiwanul a fost administrat ca o provincie a Chinei de către Republica China, care a fost fondată în 1912. În 1949, Partidul Comunist Chinez a învins Partidul Naționalist în războiul civil chinez și a preluat controlul asupra Chinei continentale, în timp ce naționaliștii au fugit în Taiwan și au proclamat Republica China. Această diviziune
a dus la crearea a două state separate, Republica Popular Chineză, care controlează China continentală, și Republica China, care controlează Taiwan și alte insule din apropiere. Iar aici foarte multă lume face o confuzie, pentru că Republica China sau Republica Chineză nu are nici cea mai mică legătură cu Republica Populară Chineză. Încă de atunci, Republica Populară Chineză a considerat Taiwanul ca fiind o provincie separatistă ce trebuie readusă sub controlul său și nu a recunoscut niciodată legitimitatea guvernului din Taiwan. În timpul războiului rece, Statele Unite ale Americii au sprijinit guvernul din Taiwan, au oferit ajutor militar și economic, în timp ce Republica Populară Chineză a primit sprijinul Uniunii Sovietice și a altor câteva state. Deși relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Republica Populară Chineză s-au îmbunătățit în ultimii ani, americanii și-au menținut alianța cu Taiwanul și încă le oferă sprijin militar și diplomatic. În prezent, relațiile dintre China și Taiwan sunt extrem de sensibile și există tensiuni foarte mari între cele două țări. China continuă să considere Taiwanul ca o parte a teritoriului său și face presiuni pentru a-și îndeplini obiectivul de reunificare, în timp ce Taiwanul își dorește să își mențină independența și suveranitatea. Autoritățile chineze afirmă că Taiwanul a făcut parte din China încă din dinastia Qing, sper că am pronunțat bine, care a domnit în China între anii 1644 și 1911. În această perioadă, Taiwanul a fost sub controlul Chinei și a servit ca o importantă poartă de acces spre comerțul din Asia de Sud-Est. Tot China susține că această prezență istorică, cât și cultura chineză prezentă în Taiwan, justifică revendicările sale teritoriale asupra insulei. Consideră că Taiwanul face parte din patrimoniul cultural chinezesc și că separarea Taiwanului de China reprezintă o încălcare a acestui patrimoniu. În plus, China susține că Taiwanul are atât o cultură cât și o istorie strâns legate de cea chineză. De exemplu, limba mandarină, care este vorbită în China, este de asemenea vorbită și aici în Taiwan, împreună cu alte limbi chinezești. De asemenea, Taiwanul împărtășește multe aspecte ale culturii chineze, cum ar fi arta, literatura, filozofia, dar și religia. Pe de altă parte, există și opiniile că Taiwan nu a făcut întotdeauna parte din China și că insula are o identitate distinctă și o istorie separată. De exemplu, în secolul al XVI-lea, Taiwanul a fost ocupat de către oamenii din provincia Fujian, care aparțineau dinastiei Ming, a domnit în China între anii 1368-1644. De asemenea, în secolele 19-20, Taiwanul a fost sub controlul imperial liștelor japonezi, ceea ce a contribuit la dezvoltarea unei identități separate. Așa că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par. Dacă acum câteva sute de ani ai controlat pentru o perioadă un teritoriu, nu înseamnă că ești stăpân pe viețile unor oameni care în teorie nu au legătură cu ce s-a întâmplat acum câteva generații. Acum poate vă întrebați de ce o țară atât de mare și puternică cum este China are nevoie de o țară atât de mică cum este Taiwan. Nu cred că este cineva aici care crede că totul este despre suveranitate și prestigiu. Ei bine, controlul asupra Taiwanului ar oferi Chinei o poziție strategică mult mai puternică în regiunea Asia-Pacific, deoarece insula se află într-o poziție cheie și controlează accesul la Marea Chinei de Sud. Această mare este o zonă cu resurse naturale importante, cum ar fi petrol și gaze naturale, și are o importanță strategică pentru comerț și transport. Marea Chinei de Sud este una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume, iar controlul asupra accesului în această zonă ar oferi Chinei o putere mult mai mare în această regiune. Mai exact, Marea Chinei de Sud este o importantă rută comercială pentru importurile și exporturile din Asia de Sud-Est, iar controlul asupra acesteia ar permite Chinei să își protejeze interesele economice și să își extindă influența în regiune. În plus, controlul asupra Taiwanului ar permite Chinei să-și întărească prezența militară în regiune, ceea ce ar oferi o protecție suplimentară împotriva amenințărilor externe și ar crește influența Chinei în regiune. De asemenea, controlul asupra Taiwanului ar permite Chinei să-și extindă sfera de influență în Asia de Est și să concureze cu alte puteri regionale, cum ar fi Statele Unite ale Americii și Japonia. În prezent, Taiwanul este aliat cu Statele Unite și are relații strânse cu alte state din regiune, cum ar fi Japonia și Australia.
Australia, prin preluarea controlului asupra Taiwanului, China ar putea reduce influența acestor state în regiune și și-ar putea întări propriile interese și influențe. Haideți să discutăm puțin despre un alt lucru care a devenit foarte important în această luptă, luptă între ghilimele. Producția de chipuri și semiconductori a devenit foarte importantă în disputa dintre China și Taiwan, deoarece această tehnologie este crucială pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv pentru telefoane mobile, computere, automobile, echipamente militare, armament și multe altele. Taiwanul este lider mondial în producția de chipuri și semiconductori, deținând o cotă de piață semnificativă la nivel global. Unele dintre cele mai mari companii producătoare de chipuri din lume, precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, au sediul în Taiwan și produc chipuri pentru companii importante precum Apple și Huawei. Practic, aceste două mari puteri sunt dependente în egală măsură de Taiwan, de producția de chipuri din această țară. Nu mai discutăm despre faptul că Taiwan este lider mondial și în producția de microchipuri esențiale în industria de armament ce se găsesc pe anumite avioane de luptă și unele rachete. Nu are rost să intru mai mult în detalii, cred că ați înțeles cu toții miza și care sunt pierderele pentru marile puteri, printre care și America, dacă China ar prelua controlul Taiwanului și implicit al acestor fabrici. Acum, sunt aceste pierderi atât de mari încât America să intervină militar? Sper că acest lucru nu îl vom afla niciodată, dar sunt curios să aflu părerile voastre, așa că nu ezitați să le lăsați mai jos în comentarii. Nu știu câți dintre voi știți, dar America are obligația de a apărat Taiwanul în cazul unui atac din partea Chinei, așa cum este menționat într-un act ce reglementează relația cu Taiwanul din 1979. Documentul afirmă că, și aici vă citesc din document, orice efort de a determina viitorul Taiwanului prin alte mijloace decât cele pașnice, inclusiv prin boicoturi sau embargouri, ar fi o amenințare la adresa păcii și securității zonei Pacificului de Vest și o îngrijorare gravă pentru Statele Unite. Cam asta scrie în acel document. Cu toate acestea, natura și amploarea acestei obligații nu sunt clar definite, motiv pentru care nu este atât de clar ce ar face Statele Unite în cazul unei invazii, în adevăratul sens al cuvântului, în Taiwan. Unii experți cred că America ar interveni militar pentru a apăra Taiwanul, în timp ce alții cred că ar limita implicarea lor doar la măsuri diplomatice și economice. În ultimii ani, SUA și-a sporit sprijinul militar și diplomatic pentru Taiwan, inclusiv prin vânzarea de arme, sisteme avansate și prin desfășurarea de exerciții militare cu armata taiwaneză. Aceste acțiuni au avut ca scop descurajarea Chinei de a încerca să folosească forța militară împotriva Taiwanului și pentru a semnala Chinei că SUA este pregătită să apere Taiwanul. Vom continua să ajutăm Taiwanul să își mențină o capacitate suficientă de autoapărare în conformitate cu obligațiile noastre de lungă durată și în concordanță cu politica noastră, declarat Consiliul Național de Securitate al Casei Albe. Acum, este dificil de prezis cu certitudine ce ar face America în cazul unei invazii chineze în Taiwan. Cu toate acestea, este clar că SUA are o puternică obligație față de securitatea Taiwanului și ar lua probabil măsuri pentru a-l apăra într-o formă sau alta. Așa cum v-am spus la început, discutăm puțin și despre scenarii posibile care se pot dezvolta pe măsură ce situația evoluează. Ele sunt mai multe, dar discutăm doar despre trei. În cel mai bun caz, toate părțile ar putea alege să se angajeze într-un dialog diplomatic pentru a reduce tensiunile și a căuta o soluție pașnică. În cel de-al doilea scenariu, Statele Unite și aliații săi ar putea impune sancțiuni economice asupra Chinei pentru a descuraja orice acțiuni agresive împotriva Taiwanului. Ultimul scenariu, unul de coșmar, ar implica un conflict militar între China și Taiwan cu posibile implicări ale SUA și altor țări. Personal, cred că este esențial ca diplomația să joace un rol cheie în soluționarea acestei situații tensionate pentru a evita consecințele devastatoare ale unui conflict militar. În concluzie, controlul asupra Taiwanului ar oferi Chinei o poziție strategică mai puternică în regiunea Asia-Pacific și controlul asupra accesului la Marea Chinei de Sud.
Acest lucru ar permite Chinei să își protejeze interesele economice, să-și întărească prezența militară și să-și extindă sfera de influență în regiune. Aș vrea să știu părerile voastre, ce părere aveți despre acest subiect. Știu că este ceva mai sensibil, așa că nu ezitați să le lăsați mai jos în comentarii. Eu o să închei acest clip aici. Vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ne ajutați cu un like, să distribuiți clipul pentru a ajunge la cât mai multă lume ca de obicei și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum. Până data viitoare, numai bine!